Principala modificare a regulamentului constă în faptul că deținătorii acestor locuri de parcare nu vor mai fi nevoiți să participe anual la licitații. Propunerile de îmbunătățire prin completarea regulamentului parcărilor rezidențiale au în vedere stabilirea unei durate nedeterminate pentru contractele noi sau cele aflate în vigoare, astfel încât cei care licitează și încheie contract pentru un loc de parcare să aibă asigurat pe o durată nedeterminată acest loc de parcare. Astfel, cei care vor să-și păstreze locul de parcare nu vor avea altceva de făcut decât să achite o contravaloare acesteia până la data de 31 martie a anului. Locurile rămase libere vor fi atribuite la licitație după anumite criterii în următoarea ordine. Persoanele fizice proprietare ale apartamentului și proprietare ale autovehiculului. Persoanele fizice domiciliate care au calitatea de utilizator al autovehiculului. Persoanele juridice proprietare ale apartamentului și proprietare sau utilizatoare ale autovehiculului. Persoanele fizice sau juridice domiciliate care au două sau mai multe autovehicule la aceeași reședință. De asemenea, s-au împărțit și pedepsele pentru cei care nu respectă acest regulament. Acest sistem pe care îl vedeți acum în imagine indică că acest loc de parcare este adjudecat de cineva. Dacă vă vine cumva ideea să ocupați abuziv acest loc de parcare, trebuie să vă gândiți de două ori de acum încolo, deoarece dacă proiectul va fi aprobat, nu doar că vă veți trezi cu mașina ridicată ca și până acum, dar veți plăti și o amendă cuprinsă între 100 și 200 de lei. De asemenea, primăria poate rezilia unilateral contractul dacă beneficiarul acesteia nu s-a achitat în termen de 30 de zile de obligațiile financiare. Proiectul se află pentru 30 de zile la transparență, putând fi consultat pe site-ul primăriei sau la sediul instituției. De asemenea, cetățenii interesați sunt invitați să facă și propuneri de îmbunătățire a acestuia.